Ele, spirite și spiriduși, eu sunt vocea ororii, gazda voastră preferată. Și astăzi am venit să vă tulbur liniștea cu o poveste scurtă, până la prima colaborare mai mare din acest an. Știu că sunteți cu toții curioși să aflați povestea îngrozitoare a cele mai blestemate corăbii din lume, dar vă rog, mai aveți puțină răbdare, căci va fi răsplătită regește. Până una alta, totuși. Când eram doar un copil, bunica mea obișnuia să-mi citească legendele poporului meu, seara înainte de culcare, iar preferata mea era legenda lui Kelpie. În carte avea un aspect cel puțin inuman. Era prezentat ca un tânăr frumos, iar umbra lui era o hidoșenie distorsionată, care mi-a dat coșmaruri timp de ani întregi. Se spunea că el locuiește în apă, fiind poreclit în popor ca și calul de apă. Am căutat ani la rând locul exact unde s-a putut naște creatura mea preferată, urmând legenda lui prin toată lumea, până când hărțile m-au purtat spre o mică pajiște din Scoția. Puține cazuri menționează întâlnirile oamenilor cu Kelpie, probabil pentru că prea puțini au rămas vii ca să ne mărturisească ce s-a întâmplat de fapt. Calul de apă era una dintre acele creaturi de care ai vrea să te ferești cu orice preț, căci prin existența lui bizară face mai mult rău decât bine. Printre cele pe care am apucat eu să le aud cu propriile mele urechi, era chiar povestea Ludmilei și cea a castelului de piatră. Ludmila era o tânără care ducea oile pe pajiștile verzi ale Scoției, trimisă de tatăl său, lângă căsuța lor mică albă de păstorit. Într-o zi, un tânăr brunet, superb, a venit spre ea, uduleoarcă, și a cerut să se așeze cu dânsa la o discuție prietenească. Fata, evident impresionată de el, l-a lăsat să-și așeze capul în boala dânseia, pieptenându-i pletele ușor în timp ce se usca la soare. Părul tânărului era neobișnuit de lung și încălcit, iar la un moment dat dinții pieptenelui s-au oprit în ceva negru și slinos. Ludmila și-a trecut mâinile prin păr, încercând să dezlege nodul, dar când a scos mâna, a observat că printre fire se întrețeseau plante lungi și negre din lac. L-a împins pe calul de apă jos de pe ea și a început să fugă în vale, sărind de sculță peste iarba umedă și alunecând pe rouă. Tânărul s-a scuturat, arătându-și natura aproape demonică, și a pornit în urmărirea Ludmilei, grohăind drăcesc, în timp ce transformarea lui în cal era aproape completă. Copitei creșteau în locul mâinilor, cu crestătura întoarsă invers, și încerca să fugă odată cu vântul după fecioara neajutorată. Dar Ludmila a fost mai rapidă ca el, sărind cu dibăcie peste un mic pârâu care susura prin vale. Din acea zi, mica căsuță albă de pe pajiște a rămas neatinsă și nimeni nu a mai avut curaj să pășească spre lacul blestemat. Asta doream să găsesc, dar cartea mea de povești nu spunea unde se putea afla lacul. Dar din povestea castelului de piatră am reușit să deduc o arie destul de îngustă în una dintre cele mai izolate regiuni din nordul Scoției. Această poveste era chiar ultima oară când un Kelpie a fost văzut de muritori și data de acum 400 de ani.
Am pornit cu trenul spre destinația mea, citind pe drum fragmentele culese. Boierul, căruia îi aparținea castelul de piatră, l-a înrobit pe Kelpi, chemându-l la mal cu un ritual destul de simplu. Am strâns toate materialele și speram să nu mă prindă nimeni până aș fi ajuns la pajiștea cu lacul. După ce l-a înrobit, boierul i-a înlăturat lanțul de argint de la gât și Kelpi a revenit în forma sa cabalină. În toată frustrarea demonică, calul a tras pietre de pe fundul lacului pentru a construi un castel incredibil. Lucra zi și noapte, căci nu avea nevoie de odihnă, și seara rumega la oase sau pietre ca să-și potolească furia. Boierul dormea cu frâiele sub pat, ascunse într-un cufăr cu 7 lacăte și o cruce gravată în jurul găurii cheii. Kelpi dădea ture noaptea, numărând blocurile de piatră și urcând sau coborând pe munții din jur, până răsăritul îl alunga iar în adâncurile lacului. Timp de aproape 4 ani, castelul s-a construit, iar pe final, boierul îl obliga pe Kelpi să care pietre tot mai mici, una câte una, până când urma să fie totul gata. În ultima zi, când sclavia calului de apă s-a terminat, boierul i-a adus cufărul, așezându-l pe iarba verde și deasă, care înconjura castelul. Sapă, Kelpi, haida, di! Țipa el, făcând pe pământ un mic șanț. Calul de apă, cuprins de furie și deznădejde, săpa cu copitele de-a lungul liniei boierului, suflând furios pe nări și aruncând pământ în toate părțile. Soarele urma să apună, iar boierul privea spre munca demonului. Odată ce ultimele raze au atins iarba verde, scufundând toate culorile în întuneric, Kelpi a nechezat dracește, tropăind din copite ca semn că a terminat. Boierul s-a apropiat de margine, verificând adâncimea, și apoi a mers spre spatele castelului, eliberând un levier mecanic. Sunetul unei ape curgătoare a umplut poiana și Kelpi aștepta frâiele la marginea șanțului. Ha-ha! Voiai să mă tragi în adâncuri, pocitanie! Lasă că am eu act de cojocul tău! Ia-ți frâiele și du-te în lacul tău blestemat! Spunea el, aruncând frâiele peste apa curgătoare. Kelpi și-a băgat capul sub frâiele de argint și s-a transformat imediat într-un tânăr frumos, cu părul brunet și lung până la călcâi. L-a scuipat pe boier în față și apoi a coborât la vale, spre lacul lui întunecat. Ei bine, boierul probabil uitase că demonul rămâne tot demon și nu a verificat dacă șanțul înconjura castelul complet. În aceeași seară, tropăituri de cal se auzeau venind din vale și boierul, știind cine vine, s-a așezat la geam cu o lumânare aprinsă, privind în jos spre Kelpi cu mândrie și sfidare. Ce nu a apucat dânsul să verifice era șanțul în spate, unde calul a lăsat o mică fâșie îngustă prin care putea trece. Amuzamentul bărbatului s-a transformat în oroare când Kelpi s-a apropiat de castel, tropăind și a dispărut în spate. Râsete demonice începeau să se audă de peste tot, iar calul și-a luat forma sa reală, distorsionată, corectă doar în lumea adâncurilor necunoscute. Degetele lui lungi, cu mici ventuze pe capete, se lipeau de pietre cu ușurință, permițându-i să urce fără să scoată vreun sunet de-a lungul pereților. Boierul privea în jos,
încercând să blocheze fereastra, dar era mult prea târziu. Kelpie l-a tras pe geam, prinzându-l de barbă și târindu-l de perete după sine. Moșul era complet neajutorat în fața bestiei și încerca să-și înfingă degetele în iarbă, fie să se roage de Kelpie pentru milostenie. Nimic din urletele sale nu ajuta situația, iar calul de apă se apropia de lacul blestemat, tecut și negru ascuns între draperiile de trestie creață. Urmele inverse ale copitelor lui Kelpie, copacii și cerul, au fost singurii martori ai boierului care a fost tras în adâncurile apei și sugrumate plante, înrobit să slujească pentru eternitate în lumea calului demonic. Părea că am ajuns chiar la ruinele castelului. Pietrele stăteau circular și erau așa de mari încât nu-mi venea să cred că altceva decât o forță supranaturală le-a plasat acolo. Vedeam urmele de copite de pe pământul umed și soarele începea să apună. Lacul se vedea ca o groapă în pământ din locul castelului și eram gata să-l invoc. Am pregătit punguța cu cenușă de om, pe care am strâns-o cu greu, lucrând la crematoriu. Și apoi am turnat puțin câte puțin din ea pe urmele lui Kelpie. Am săpat cu mâinile o groapă printre ruinele circulare și apoi m-am dus spre lac cu găletușa. Stufărișul gros ascundea lateralele și braștele o răcăiau amenințător, de ca și cum furtuna urma să răvășească ținutul. Copacii se întindeau însetați după apă, iar din scorburile lor imense, fel de fel de gușteri și gărgărițe mă dădeau de gol. Am grăbit pasul, așezându-mă la marginea apei, și când am dat să împing gălata, Kelpie a apărut de sub luciu. Era nemișcat, demonic, și singur printre ierburile lungi. Am băgat găleata în apă, umplând-o cu un lichid negru. Și imaginea lui s-a distorsionat. Am fugit spre castel. Sunetele de copite sub apă mă umpleau de neliniște. Și toată poiana era deschisă, asemenea unei cărți. Putea veni din orice parte, oricând. Am turnat apa în groapa săpată conform ritualului și urma să mă așez în mijloc. Kelpie nu era un demon care împlinea dorințe și nici nu avea puteri care mi-ar fi servit de-a lungul vieții. Voiam doar să-l văd, să-l admir, să-l miros. Apa neagră stătea în groapa mea prost săpată și priveam fără încredere spre ea. Mă simțeam urmărit în castelul fără viață, iar afară sunetele deveneau tot mai puternice. M-am așezat în apă, înainte să pot da înapoi. Nu lăsam frica să mă oprească din a vedea o creatură legendară. Am pus cenușa în jurul meu și am scos din geantă femurul ars a unui cal, golit pe interior. L-am pus aproape de buze și încă simțeam mirosul de carne arsă, cenușă și piele, iar ochii aproape îmi lăcrimau de la intensitatea lui. Am tras aer în piept și am încercat să suflu cât mai uniform, căutându-l pe Kelpie în întunericul nopții. Luna strălucea fix deasupra mea, iluminând cu vâșii albe ruinele castelului și marginea osului. Vântul bătea slab, dar foarte rece, fiind prins ca într-o capcană circulară de pereți.
Apa care îmi uda hainele urca pe pantalonii mei în sus, colorându-mă negru și încrețindu-mi părul de pe piele. Bule mici de lichid negru se formau, ridicându-se de la pământ, și printre clipiri l-am văzut pe Kelpie. Dădea târcoale în forma lui de cal, aproape umană, și mă privea din afara lăcașului meu de apă. În spatele meu, alte șuierături mi-au atras atenția și mi-am întors privirea spre spate. Mi s-a părut că am văzut ceva acolo. O umbră mișunând pe pereții de piatră a ruinei. Am lăsat osul jos, așezându-l în brațe, și am încercat să disting prin întuneric vreo figură sau măcar vreo urmă de a lui Kelpie, dar nimic nu părea să deranjeze liniștea poenii. Eram singur în întuneric și încercam să nu scot vreun zgomot, cât timp lichidul negru mi se ambiba în haine. M-am ridicat în picioare să văd peste zidul din față, dar Kelpie nu era de găsit. Țineam osul în mână și l-am dus la gură iar pentru a fluiera. Mă învârteam pe loc, șuierând încet, încercând să atrag atenția calului de apă, dar entitatea părea să fi plecat. Nu știu ce am făcut greșit, dar devenea tot mai clar că ceva nu a mers conform planului, iar acum îmi era frică să ies din cerc. Stăteam ca un iepure, spunând în gând că voi număra până la 10, iar apoi o voi lua la fugă, afară din castel și prin poiană, înapoi spre oraș. Osul care trebuia să-l invoce pe Kelpie acum urma să fie sabia mea de nădejde împotriva forțelor răului. Îl țineam strâns la piept și am început să număr. Când am ajuns la ultimele numere, priveam în stânga și în dreapta, iar în jurul meu totul era liber. Am călcat afară din baltă și simțeam cum celălalt picior nu se elibera. Stăteam ca o căprioară prinsă într-o capcană de urs. Priveam panicat de jur împrejur și sunetele de plioscăit veneau spre mine din întuneric. Veneau din toate părțile și mă simțeam înconjurat. Îndrăgeam piciorul cu mâna din baltă, dar lichidul se încovoia în jurul lui ca o viță de vie din fier. Sunetele se apropiau din întuneric și vedeam cum siluete ciudate apar, aproape inumane. Arătau ca niște cai sălbatici care mergeau în două copite și eram gata să-mi rup piciorul doar ca să nu mă mai aflu acolo. Kelpie? Întrebam eu, privind spre ei. În cor demonic mi-a răspuns într-un glas că da. Toți erau Kelpie. Fiecare dintre ei s-au apropiat de mine și vedeam cum apa se prelungea de pe părul lor și plante lungi de lac se împleteau cu blana. Copitele le erau invers și vedeam cum limbile lor de sârmă ghimpată ieșeau printre dinți, fâlfâind ca niște șerpi. Am căutat în jurul meu ceva care m-ar putea salva. Apa devenea aproape solidă, prinzându-mă în timp ce armata de cai venea spre mine, dispărând în întuneric și apărând tot mai aproape. Am prins osul și am încercat să-mi desprind apa mâloasă de pe picior, proptindu-i marginea între mine și dânsa. Kelpie se apropia tot mai tare, scoțând un sunet de tablă care se macină într-un tocător industrial și vedeam cum sârmele ghimpate și plantele ascuțite ca niște cuțite fâlfâiau în jurul lor ca în apă. Timpul trecea și panicat am ridicat osul, încercând să-l vrăjesc pe Kelpie cu o oarecare serenadă, dar suflarea mea era atât de gâtuită, încât aerul abia îmi putea părăsi corpul fără să mă ia amețeala. Suflam ca pentru ultima dată în os, iar monștrii începeau să crească în dimensiuni și strălucirea lor verzuie purulentă mă înspăimânta complet. Oamenii și limbile lor se ridicau în aer, apropiindu-se de mine și am scăpat osul de groază. Mi-am amintit de cenușa din geantă și mi-am vărsat restul pe picior, iar apa muloasă m-a eliberat. Am fugit, sărind din ruinele castelului spre singurul loc unde lumina părea un pic mai vizibilă și unde speram că nu voi fi prins de ei. Monștrii veneau după mine, șuierând și tropăind. Nu aș fi crezut că sunt mai mulți Kelpie care există pe pământ. Îi vedeam cum ies din lac și erau mai rapizi ca mine.
Băiete, repede, vino la mine! Am auzit vocea unui bătrân care mi-a făcut semn să vin într-o baracă spălăcită. Am intrat fără ezitare după dânsul și hoarda de kelpie a fugit mai departe pe câmp, transformându-se în nori de furtună. Inima stătea să-mi sară din piept, iar bătrânul părea foarte îngrijorat. L-ai mâniat pe kelpie, copile! L-am invocat! Nu credeam că era real! Ai făcut o mare prostie! Calul de apă e real! Mereu a fost! Acum că l-ai invocat, trebuie să-l trimiți înapoi! Eram gata să fac orice ar fi zis moșneagul, doar să nu mai văd niciodată un kelpie. Sunetul lui mi-a perforat timpanul ca un burghiu, trecând fix prin creierul meu. Du-te înapoi la castel, căci kelpie nu poate intra acolo și așteaptă-mă. Am deschis ușa puțin și priveam spre câmpie. Kelpie era acolo, mergând și biciuind pământul cu niște lacăte prinse pe lanțuri lungi și ruginite. Părea să lovească orice semăna cu o figură umană, orice maldăr mai înalt sau orice copac mai diform. Kelpie venea spre mine și sunetul lui demonic mi-a înghețat sângele în vene atunci când am sărit prin spatele bărăcii. Castelul se vedea în vale și din lacul blestemat ieșeau rând pe rând alți kelpie, ca și cum ar fi urcat pe scări din iadul acvatic. Am sărit peste ruine și calul s-a oprit la margine, nechezând și izbind pământul cu biciul. Moșul a venit din spatele meu și mi-a spus să acopăr repede balta din mijloc. Coarda cailor de apă se strângea ușor în jurul nostru și cercul era aproape complet. Aveau tot felul de arme în mâini, unii aveau gheare lungi, alții aveau bice, unii erau solzoși, cu mai multe cozi, iar alții aveau tentacule în loc de coamă. Toți mă priveau ca pe un inamic și încercam să acopăr cât mai repede groapa, dar apa înghițea pământul. Mâinile mele noroioase se umpleau cu zgrieturi de la pietriș. Moșul nu părea să mă ajute, iar apoi a mers spre demoni. Am prins găletușa și am scos apa din groapă, aruncând-o pe țărână. Bărbatul s-a întors oripilat, auzind sunetul de plioscăit, iar hoarda de kelpie a început să pătrundă înăuntru, pas cu pas, mergând încet, privindu-mă fix. Gata, hai cu mine, jos, repede! Spunea el, arătând spre o ușă ce părea să coboare sub ruine. Am fugit după dânsul și după ce a dat pământul la o parte, am coborât acolo, iar el a închis ușa. Respiram înspăimântat, spațiul strâmb, iar turba de kelpie a început să lovească lemnul cu biciurile. Le auzeam copitele trosnind deasupra mea și apoi moșul se întoarce spre mine și zice: Nu ai să mai pleci de aici. Kelpie cred că ai venit să salvezi boierul și vor să se răzbune. Mi-a picat inima în călcâi când am auzit un nechezat răcesc deasupra mea și bătăi cu biciul, iar ușa părea să se lase sub greutatea animalului. În întunericul micului beci căutam o soluție, răscolindu-mi mintea și auzeam cum toate chestiile alea s-au strâns deasupra, tropăind și lovind cu copitele. Erau așa de aproape că le auzeam respirațiile noapte. Fața moșului se apropia de mine în întuneric și simțeam mirosul de pudrăgai din respirație. Eu sunt un vrăjitor puternic și pentru o mică taxă te pot ajuta să scapi de aici nevătămat, dacă vrei, desigur. Un kelpie mai mare a început să spargă ușa cu buzduganul, trosnindu-l deasupra capului meu. Inima îmbubuia cu putere, căci prin crăpăturile luminate de luna plină vedeam demonii cum își puneau, rând pe rând, ochii strălucitori peste găuri, încercând să-și vărască limbile din sârmă ghimbată înăuntru, căutându-mă. Iarele de fier a unui alt cal de apă au străpuns ușa și mai aveam doar o secundă să mă salvez. Vrei să scap de aici viu sau nu? Țipa el, întinzând mâinile bătrâne spre mine. Da! Da, salvează-mă! Am prins mâinile rece ale boșorogului, pline de gâlme și de nivelări sinistre, și l-am auzit grohăind un text lung și ciudat, iar apoi i-a privit în sus.
Un chelpie a apucat ușa, trăgând-o și rupând-o din rădăcini cu o forță incredibilă. Fugi, băiete! Fugi! Țipa el, luând o lagoană în bezna nopții prin spatele meu. Am încercat să fug în partea opusă, dar imediat ce am ajuns la marginea ruinelor, ceva m-a oprit. Un scut invizibil nu mă lăsa să plec și toate creaturile mă priveau cu atenție. În razele slabe ale răsăritului, vedeam cum corpul meu era pe câmp și se pierdea în răsărit, săltând în sus de bucurie, iar hoarda de chelpi venea spre mine, deschizând cercul vrăjit cu copitele. Moșneag nenorocit! Era chiar spiritul boierului prins în mrejele cailor de apă. Primul chelpie, cel pe care l-am invocat când am venit, s-a apropiat de mine, cu biciul său din lanțuri și mi-a aplicat o lovitură de corecție peste spate. Căzând la podea, am văzut mâinile mele ca mâinile unui bătrân fantomatic. Avea o putere incredibilă. Mi-a pus pe ceafă un jug imens, legând unul din lanțuri la capătul său. Ceilalți chelpii mergeau spre lacul întunecat, târind pe jos armele sau chiar aruncându-le înainte de a coborî în apă. Mă zbăteam, încercam să mă eliberez, dar al meu mă ținea cu o strânsoare moartă, forțându-mă să merg în genunchi ca un animal sub greutatea nefirească a jugului. Era timpul să merg spre lacul negru. Marginile ruinii se colorau cu un galben crud și roua dimineții se așeza peste firele lungi de iarbă. Serenadele de greier și broaște umpleau aerul dimineții cu viață, iar chelpii mă trăgea după el în abisul subteran. Mă zbăteam, alunecând pe iarbă, dar animala nu părea să observe chinurile mele. Explicațiile mele erau nule și alți chelpii cântau la oase la intrarea în subteranul negru al lacului. Cu cât mă apropiam mai tare, alunecam pe iarbă, tăindu-mi mâinile ca de niște lame umede și trupul alunecând după bestia cu bici. Un set de scări a apărut direct în apa neagră, coborând dracu știe unde, și calul mă trăgea de jug direct în jos. În neputința mea și sub greutatea ei am cedat și l-am urmat. Ceilalți cai stăteau de-a lungul scărilor cu făclii și își scoteau limbile din sârmă ghimpată, rupând bucăți din corpul în care a fost blestemat să exist și mâncându-le. Dacă iadul există, atunci sigur asta e. Iadul lui Chelpie. Pentru cine va găsi scrisoarea asta, te rog, ajută-mă, ia-mi locul și dacă îl găsești pe boierul ăla blestemat, spune-i să se ducă în... Mulțumesc că m-ați ascultat, dragii mei abonați. Iar pentru cei ce mă susțin lunar, să vă fie viața plină de noroc și vă mulțumesc din nou pentru ajutor. Sebian Oficial, Anonymous, Cristian Cătălin Gavat, Haja Pau, Calin 919, Ionuț, Alex Andrei, Ciobanu Emanuel, Bogasud, Deșinigami și Gentleman Rider. Iar pentru ceilalți muritori, noi ne vom revedea la un alt apus, căci vocea ororii are niște cai de hrănit.